Deținut periculos, suspectat în două cazuri de omor, umblă în libertate după ce a evadat astăzi de sub escorta gardienilor. Bărbatul a sărit geamul judecătoriei din Moren și s-a făcut nevăzut. Cei care ar fi trebuit să-l păzească nu spun cum a reușit să le scape. Zeci de jandarmi îl caută acum în toată Dâmbovița. Dă-i poliția! Dă-i către! Dă-i poliția! Poliția! Băi, eu n-am fugit, bă! Am fugit? Sunt imagini din urmă cu aproape un an când bărbatul a fost prins cu greu. Era suspect în două cazuri de crimă. Astăzi le-a scăpat printre degete gardienilor care îl păzeau la tribunal. Timp ce se afla în camera de arest al judecătoriei Morene, a evadat prin escaladarea ferestrei. Cum s-a văzut în stradă, a urcat în primul taxi. A stuit în mașină peste cel din față, era o fată în față, a stuit peste ea în față și la monument, la Girdoveni, de atunci, nimeni nu l-a mai văzut pe fugar. Cu câteva luni în urmă, bărbatul a îngrozit un sat întreg. Ăștia din 92 mă bate într-un. Mătușa bărbatului a fost găsită cu capul zdrobit pe ogorul familiei. O zi mai târziu, însă de-a înzăcea mort la marginea localității, ucis. Toată lumea era convinsă că bărbatul care a scăpat astăzi în mâinile gardienilor a fost criminalul. De fiecare dată. Legea, moarte pentru moarte. Ai omorât? Ai omorât și pârlit. Te-am omorât. Din lipsă de probe, bărbatul a fost arestat pentru comiterea unor infracțiuni cu violență. Rămâne însă suspectul principal în cazul celor două crime. Hai, bă, ridică-te! Județul Dâmbovița este împânzit de filtre de poliție. Petre Nechita știe cum decurg căutările. Petre, bună seara! Ce indicii au în acest moment polițiștii? Bună seara, venim cu informații proaspete. În urmă cu aproximativ 20 de minute, polițiștii au pierdut urma fugarului în zona localității Ile Caragiale, o localitate amplasată la aproape 10 km de locul în care ne aflăm noi. Au reușit să-l urmărească până acolo, însă l-au pierdut. Din informațiile anchetatorilor, cel mai probabil fugarul încearcă să iasă din Dâmbovița spre Prahova și acesta este unul din locurile prin care o poate face. Este însă o zonă foarte bine păzită, sunt polițiști, jandarmi și mai ales mascați de la intervenție rapidă. Sunt verificate mașinile care ies dinspre Dâmbovița spre Prahova, iar șoferii și pasagerii sunt întrebați dacă au informații despre acest fugar. Este o desfășurare de forță necesară pentru că, iată, au fost de ajuns câteva clipe de neatenție din partea celor care îl păzeau și acum polițiștii din Dâmbovița, dar și din celelalte județe, sunt în fierbere. Andreea? Petre, mulțumesc! S-au iubit.